Toți o știu ca sora Lucreția din Cormaia. Și nu puținii trec pragul pentru a primi un sfat sau pentru a se ruga împreună sau pentru a o asculta povestind despre vremurile trecute, așa cum a fost și în cazul meu. Pe deasupra, sora Lucreția aproape că nu spune ceva fără să cânte. Cântarea a fost și este o parte însemnată a vieții ei. Știe cântările pocăiților încă înainte de a se fi pocăit. Sute dintre ele. Sora Lucreția a predicat cântând și încă o mai face. Pe lângă dragostea ei pentru Hristos vom descoperi în spusele sorei Lucreția frumusețea și simplitatea unei vieți în care ea încă trăiește, dar care este prea departe de noi. Motiv pentru care nu ne rămâne decât să visăm că într-o zi, într-o lume total diferită de cea în care trăim și în care mulți dintre cei dragi ai noștri au ajuns, o vom descoperi și noi. Înapoi nu ne putem întoarce. Prezentul este prea strident și lipsit de tihnă, așa că nu ne rămâne decât să visăm privind înainte spre viitorul cu Hristos împreună cu sora Lucreția din Cormaia. Cânt pe coste, la că cântam în spațiile grajului de doi ai căpălini la porumb și am cumnat însă călaz. Și în spate aici ai sora ei și-o sunat pe sursa. Sursa n-avea semnal în casă, o gerșis geam. Și m-a auzat pe mine cântând din săcălaz. O stă sursa, mamă, Dănină, unde cântă Lucreția? Pă căpăluiește! Să nu cizi telefonul până gata cântarea. Eu nici nu știam că e mai auzit din Timișoara. Odată eram cu oile aici la geal. Păi ce să fac acolo? M-am pus jos pe o boină și cântam. Acolo, spre maierul, la bă 3 km era Pișorge al Frațileacu, pătraș, cu nepoț. Pișorge al Frațileacu și s-a pus jos și m-a ascultat. La ce bazele m-a dus în sângear la o mormântare, pe jos, am mărăit pe scurtătură, prin două sângeale. Acolo obosită, prațul predica, când se plece, trebuie să scotă pe sora la geal în câmp, că acolo era îngropat și soțul. O sprațile plorie pătrașcu, sora Lucreția înșepe o cântare. Zinuși și prace plorie, dacă mă gizui, că te era îngeobosită. Dar ce când mai cânta pe zăpoge, ce am auzit din dosul pleșul la 3 km? Păi și am cântat. Ce ne-am pus jos, cuvânt de cuvânt, ce am înțeles. Păi zi, ce cântare a cântat? Ce cânta cântarea asta? Lasă zică și ne vrea, că-și credința mea e rea. Eu voi spune ori și cui, că-și credeniță ca mea nu-i în Domnul. Eu voi spune ori și cui, că-și credeniță ca mea nu-i în Domnul. Tu țașe mă bârfesc, nu-și dau seama și vorbesc. Și ce bine ce simțești când viața o trăiești cu Domnul. Și ce bine ce simțești când viața o trăiești cu Domnul. Așesta-i singurul meu dor, în credința mea să mor. În prigonie și în chin, eu vreau să rămân creștin în Domnul. E-n prigonie și în chin, eu vreau să rămân creștin în Domnul. Dar creștin dacă rămân și trăiesc ca un păgân, eu degeaba mă mândresc, că și atunci nu trăiesc cu Domnul. Eu degeaba mă mândresc, că și atunci nu trăiesc cu Domnul.
numai cu nume frumos. Eu nu am niciun folos. Dacă trăiesc în pustiu și sunt mort și nu sunt viu în Domnul. Dacă trăiesc în pustiu și sunt mort și nu sunt viu în Domnul. De aceea mă silesc tuturor să dovedesc și prin vorbă și prin faptă că-și credința mea e dreaptă-n Domnul. Și prin vorbă și prin faptă că-și credința mea e dreaptă-n Domnul. Domnul să ne ajute. Sora Lucreția, spuneți-ne, cum ați ajuns la credința asta? Sau mai întâi, câți ani aveți? 75, din 48 născută. Da. Și acum sunteți singură? Din 2006, zbăduvă, și la Palele Munților. Locuiți unde? Cum îi zice la localitatea? La Cormaia. Cormaia? Cormaia, da. Mai aproape de St. George Bay. Da, la 7 km. Spuneți-ne cum ați primit credința? Păi, eram fată ortodoxă și eu nu cântam, avem sora cea mai mare din familia, doare din familie, s-o pocăi de pată, Ionă ce m-a tu. Și eu pe prigonită pentru credință. Și noi știam cântări de la ea și eu nu cântam cântări din lume, niciodată, cântam cântări de apocăiților. A murit aici un frate bătrân aproape de mănăstire, am poveșin, era frate crincișos, frate Simeon Lupșor. Și când a murit primăvara, am mers acolo în Prevegi. E aici, din colț de drum, era fratele Vasile Iană, diacon, avea 11 fece, tripișori. Bă, puțin acolo, coasă jos, fratele desprețuit, dar credincios. Se adunau în casă. Cum? Se adunau în casă. Da. A zis, să ia pe slujbă, pe seara la Prevegi, acolo, la fratele. O fratele, câte fece, ți începeți o cântare. Păi ce n-avem caiet, din gând nu știm. Eu am început toată seara cântări din gând. Am condus cântările seara așa. Atâș o spăzi pe acele fratele, veniți, m-ați făcut de rușini, o pata nepocăită să știe cântaș voi, nu? Le știam din gând. Și dacă meream pe câmp cu oile, cu capele, cântam de suna pădurile. Și a murit tata într-o 1966, la 1 decembrie l-am mormântat. Într-o 1967, frații meu și era necăsătoirea în armată, și el mai mic era la școală, mama s-a îmbolnăvit. Și în anul și el, la primăvară, am ținut de corne la plug. Câți ani aveați? Păi eram pe 19 ani. Și atâta eram de slabă și de mușită. Și am mă gândeam și eu, n-am și nemăloș pe mine, o casă de om, eu pe ultima, aici din punctul Cormăie. Cum ce gândești când ești tine? Și m-am hotărât să postez 10 zile. Mâncam masara, dar lucram din greu, de primăvară, cum am spus. Și la 10 zile avem o Biblie veche, la sora mea și era pocăită. Și noi cât trăiesc așa în zis Biblia, s-o zice la Genesa, capitolul 24, Rebecca și Ruta în căsătorie de Isaac. La 10 zile de jertfă. Asta ne-a răspuns. Și în iunie soțul meu era în armată la București, eu armată la Pompere, pe școală de gradat, să ieși sergent. Era cu 7 ani mai mare ca mine, înalt, eu munșită, slabă. În iunie s-a liberat. Avem un loc aici, la 7 km mai sus, într-o poiană acolo. Frații meu s-a liberat cu alt frate la bicicletă, s-a dus acolo cosit. Mărțimneață și eu cu mama și cu prajnicii mei, că am luat mie și vașile cu sora de-a mamei, avea casă acolo. Și am mărt pe jos și am lucrat atâta zoa, frații mei, o gătat iarba, luat bicicletele să vii acasă. Mama zis de mine, zi, duce și tu lucreți acasă, că în ceea zi era sărbătoare. Dacă mâine e sărbătoare, că ce-i mai aduce de mâncare alaltă mâini. Și frații mei, cu bicicletele și eu cu traista în spate. Am lucrat marșa dimineața și am lucrat zoa la pâine, seara am luat traista și de la 4 km mă apucat noaptea. Și pădurea până lângă drum.
Dar bine în cântin, să nu-mi iasă ceva sălbătășuni în cale. Când a zis acasă, somnia își face masaj, era de gazdă. Și soțul meu era la noi în casă. Deja erați căsătoriți? Nu. A, nu? El era liberat. Uh-huh. Și am dat bună seara, bună seara, zic că ai venit la noi. Am venit, zice George, nu e acasă, ce praci, ne-a întrebat. Ce sora mea e plecat în St. George, dacă mâine sărbătoare. Și atâta era de timid, dar de rușinos, am lăsat trajita din spate. O stat o bucată la povest, dar nu sta mult. Și când a ieșit, am ieșit după el, că sora mea avea copil mic, am ieșit după el. Și pe pragul cinzi m-a șerut. Eu cum era întrugită, rușinosă, timidă, socot, il bonic, tombrat. Ori și cu bincerul din gură, zic, bă, eu mă lucrez, soțul, nu vreți să căsătorești pe mine? Eu așa am pus capul. Dar el a zis la vreme, pe ce nu zici nemnica? Păi zic, m-a întrebat un lucru mare, să mă gândesc să-ți răspund. Și atunci am zis și eu, bă, zic, mă, Ione, că eu nu ce mă, zic, o faci la cine, orice la părință. Dar el a zis, atunci, pe mă lucreță, e de 26 de ani, că poți amâna cormata, nu l-a dus, nu trebuie, și cum s-a liberat, abia 26 de ani. Și am zis, de 26 de ani, în stare să mă însurce, nu mă însură nici tata și nici mama. Și știi ce a zis, mă lucreț, a zis atunci, a zis, cu cât ce pece am grăit, n-am șerut nici pe una până am o pecine. Atunci am văzut că e sânge, n-a păzut. Vezi cum e la noi, tata e mort, eram în doliu după tata. Zic, cât ce trei la o pată când se căsătorește? Zic, nu am așa pregătit, dar el a zis, păi eu ce-am șerut pe cine, nu ce-am întrebat că și aia. Și a zis, și e liniștită că nu mi-e bine la noi, că și la noi ca la oameni. Atunci a zis, bă, dacă nu se pune alte probleme, zic, de acord. Și a mai povestit câteva vorbe, seara bună s-a dus. În cealaltă zi m-a dus la mama cu traista în spate, la pâine. Mamă, și mă baita? Păi mama, când am mers acasă, Ionel Nironeu era la noi în casă. Păi și eu bine mă baita? Păi m-a șerut, mamă. Păi și eu zis. I-am spus la mama așa. Gata, mama, pe mea e bătrânos, mă baita asta. Nu eu îmi pușăr de baita, și ori scăpa de armată. Ce precăcești și îți trebuie. La două zile am venit de acolo și când i-am trezit gimneața, părinții era pocăiți, că și el gemnică măr la adunare. Bine cu tatu-o. Numai că eram treziți. Socru n-auză bine, el dacă n-auză bine vorbe tare, că nu știu cât de tare grește. O zi, bună dimineața! Eu nu o zic, dragă, lucrița, ne-o dați nouă, hai pe ce mă rugăciune! Ne-am plecat și ne-a rugat, atunci trezit, somn roș. Și-a mai povestit o bucată, socru n-osta mult s-a dus. Și ne-a rămas, ne înțelegem să merge la analiză, la sânge. Și când i-a văzut oamenii prin sânge, au zis pe ăștia, nu i-a văzut nimeni mlângea lungul drumului. Și ea că se căsătoresc. Și iată, era de timidă și de rușinosă. Nu asta am odată că suntem pe un drum, că merem printre zi să-l aștept. Eu tot pujenge el. Dar și ce-a zis, după ce ne-am căsătorit. O zi, mă, lucrița ta, mi era de urât ce pețile care îmi lua în cale, nu lepce să purta. Și mama noastră zice, ziceți, pujice pișuri, de așa rumbla pișurii pe voi. Ziceți, îmbla după pișuri, de așa vor uri pișurii. Cu un pișur când se însoară, știu nici așa de poate bună. Așa zice mama. Și am ascultat și n-am pus de rușine. El era credincios? Ion? El gemnică măr la adunare și de la 15 ai s-a dus la oi și l-a tras alții. N-am mai mers pe la... Ne-am căsătorit la ortodoxi. La ortodoxi. Numai mi-a intrat pocăința și la sor, mi-a memorie, eu cântam, eu mă rugam, postiem. Și pe la, pe ne-am căsătorit, mi s-a umplat mâna asta. Am stat la socru aici, la geal, într-o cămară, doi ai. Într-o parte avea 1,80 m, cămara într-o parte avea 3,5 m. Așa, și mi s-a umplat mâna asta. Era răcoroasă, era rece acolo sau de ce? Era rece, dar eu am părășit de copilă cum umblam, atage sculți, cum era brimnet. Mi s-a umplat mâna asta, nu ce mă ține în sus de grea, numai cu ea asta la altul să pun pe baia, aici era în plată. Și am stat 2 săptămâni și n-am putut suporta durerea, m-am dus în sângeri la o sorăgea mea. Și acolo s-o strântă ce peșinile și împășe legături și mi era albestrit să spargă. Și m-a găsit moșa să cească, a venit să facă vaccin la copilul surâmnea. Și-o zis, și cu cine?
Mă dore o mână, hai să te duc la doctor. Zic, nu vin. Că-ți covraci, mi-o trei ani vinge în armată și s-o în pădure și o fac cu bătătură în palmă. Dată zoc să curea. S-o duc la doctor și eu crepat în patru, așa pe jiu. Și eram sperietă de bagea, zic, nu mă duc. Și mi-o făcut nouă pendicilin și mi-o întors. Dar tot era bine să le să spargă. Că tot mi-o coplătit geam și după așa ele răutația și eu trebuie să iasă, știi. Hai, dar după ce s-a desâmplat mâna, nu m-am mai dus, cum meream până atunci cu soțul, la nunți, prin... M-am dus la adunare cu socrii și cu nata. M-am dus la adunare. De iarnă, așa, mă trebuie să iau legământ. Omul era plecat la munce cu 29 de veri păstori pe munți. De când vă zice așa, eu început. 29 de? De veri. De veri? De veri. Soțul meu era dus la voi, că trebuia să ne facem casă, să strângem o doi bani. Și eu trebuia să iau legământ. M-am dus la oi la el și am zis, mă, Ioane, mă las să iau legământ. Am iertat să gnec să luăm amândoi, dar eram anturajul și la căsătoriți în gemul și să-i lăsa de prieteni. O zic că nu. Am intrat acasă, m-am dus la adunar și am zis, frate cu Pătrașcu, frate Iacu, mi-e tașet zici, că zic că aș vrea să iau legământ și omul meu zic că să nu eu. Mi-e tașet zici. Fratele Iacob, soră Lucreță, dacă ești sinceră cu Dumnezeu, e legământ că nu se întâmplă nimic. Și am intrat acasă, am eram coborât la Gealabem, camera aici la Graj. Am stat șase aia acolo și la opt aia am intrat în casă. Și mă gândeam, Doamne, pe unul zic să mă bocez, unul nu, pe vreau să ce slujesc, Doamne, pe nu mă lăsa de rușine. Și m-am hotărât să postez 3 zile, mânca numai seara. Și la 3 zile am exercit Biblia, s-o gerciți la Ion 7:37. Titlul era Iisus apa vieții. Era 3 versete de sub era alt titlu. Se înzoage pe urmă, era ziua și Marea Praznicului. Iisus a stat tot în cișoare și a strigat, dacă însă cează cineva să vie la mine și să bea, că și ne crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Ce spune cuvințele acestea despre Duhul Sfânt care abia să-l primească, că Duhul Sfânt nu pusese dat, că Iisus nu pusese încă proslăvit. Și pe baza Bibliei m-am dus și m-am botezat. Ce-a zis Ion după ce v-ați botezat? A venit că nu a popetat vara la oi. A venit la o lună de zile și la Ilba se lucra la fabrică și duminica era ceață acolo. Și am luat brânză de sali pe bicicletă până în Sfânt George, acolo la bicicletă, ne-am zis pe tren să vingem brânză, am început și în casă. Lui am luat și haine, că nu știu că când vine geacul trebuie să rămâie prin zimnă. Nu mi-am mai luat. Am vândut brânza și am ieșit la surmea cu ania bocezat deodată în Sfânt George și acolo el s-a îmbrăcat. Am ieșit prin drum, a ieșit să se tânească cu sâmbrașă, cum era la oi. Eu am ieșit acasă. Acolo s-a băgat la o copetărie cu bărbatul surmea și l-a zis, măi, eu ne turci ce-o făcut aia, ți-a s-a bocezat amândouă. Atunci, acolo în copetărie, bă, ceva pare, zi, că nu era bețiv, dar numai așa că să știe mai porobraz, știi. Eu am intrat acasă, am bucat de pe cu mâncare, acum în camera aceea. Și l-am văzut că vine cu bicicleta, a jupat bicicleta lângă poartă la șură, a intrat în casă și nu a zis nimic. Ne-am despărțit bine, că ne-am păcat bine și trăit, țineam unul alt. Când am văzut, am și știu că au auzit că m-am bocezat. A intrat în casă și a despărțit cu curaua, că era cu haine țărănești, că nu era domnești cam... Și-a țipat curaua, și-a țipat că mea și-a rămas să mai iei. Eu eram pe așa pe pat, m-am dus la soba, la mâncare, am pus-o pe noți, că ai venit, hai mănâncă. S-a pus în colțul mesă și nu-mi bucat niciodată. M-a să hușce. Am nu știu cum să înșeau pe schirba. Și eu m-a lăsat așa pe pat, dar mă rugam în gând, Doamne, am o bine în ajutor, nu m-a lăsat de rușine. Și de la vreme a venit și nu a mâncat deloc, a venit și s-a pus lângă mine, dar cu dosul câte mine. A lăsat-o bucat de la vreme, am zis, păi mă, Ioane, zic, ce s-a întâmplat? Păi mă, ceva oare ne-am despărțit? Ești beceac, ce-o să păzi și neba așa, de nu grăiești. Nimnică. Mă, zic, spune ce ai. De la vreme a spărțit tu că așa. Păi de unde să știu? Păi ce ai bocezat? Că ți-am spus în ce bocez. Eu atunci eram blasnic, am șepuș, atâta am plâns, spuneam, da, mă, eu pe spate. A zis, da, de aceea ești tu supărat, că mă hotărât să las lumea asta, să slujesc pe Dumnezeu.
Și atâta m-am cântat și la vreme, nu știam ce mai cântat, ce-am iertat. Eu în loc să tac, m-am rugat mai tare. Până o să trei ore nu oprești ce mai cânta. Așa, pe la două, ia, eu vin și el. Tata, poți ce... Era plecat iară la oi în putre, dus să spune acolo după ineu. Și m-am hotărât și am postit 10 zile și de la 7 zile, 3 zile n-am mai mâncat nimic, nici apă, nici nimic. Și lucram la până bara. Și m-am dus la stăruința aici, în Uncul Jotă, spune, și am avut lucrare pentru un frate bătrân proroc. O zis, nevastă, rugăciune și jertfele tale, în curând, vor avea un răspuns. Și am bălăbit acolo, ui, și am venit acasă și o luat legământ. Dar s-o pocăi bine, s-o pocăi bine. Am soț scump, o conducător de biserică aici 20 de ani, pe ce poți ordina diacon. Și, păi, domnul l-a locus, l-a găsit gata și l-a dus acasă. Ia aici la podul, l-a lovit un cal. Da. Sâmbătă s-a lovit, l-am dus în spital atunci. Vineri l-am adus acasă, vineri s-a rămplut casa de praț, aici a fost că ai venit. Păi s-a dus prață, ne-a culcat și noaptea eram bucuroasă că e acasă și am văzut așa în jis o ancoră așa înșins casa noastră și pe șir apare slove și dansă și ce slovile și alea. Și n-am apucat așa ce când l-am auzit pe el gemâni. A, așa, eu durmeam ușor. Odată am răsat, zic, ce-i baiul? Bai, zic, ori e bine apucat și vine din spital, că zic, a tant ușit, mi s-a și fisurat osul aici la șolt, că o dat de-o șină ea așa când nopțica. Zic, ai cerut asară apă, m-a dus să-ți aduc ceai. M-a dus jos, i-am adus ceai, o zădăm și bun, zise eu. O după încerci ce culcă. M-am pus iară, dar n-am mai putut stau. S-a făcut zâu, m-am dus în bucătărie acolo și eu, de mulțumit, de bucurie că ai venit acasă, zic, pun animalele până la 10 pe jerpă și eu până la una. Să-i mulțumesc Domnului că ai venit acasă. Și când am venit, mă uitam, i-a zis, mi-ai trezit, era trezit, dar ta era de supărat. Eu am zis, măi, Ione, zic că m-am pus pe jertfă și am pus animale. Și zic, mă duc la sora Mariuca Bălog, era după ce casă la un fișur. Zic că am pus ceva să duc de mâncare. Zic că sara au sus portofelul ea de aici și mi-a dat să pun să la masă. Am văzut că are bani mărunți acolo. Zic, dă-mi niște bani să duce pită. Zic, dă portofelul încă. Îi dau portofelul, zic, ce bani îmi dă. Eu trai sta plasa, mă duc la sora, puneam mâncarea pe masă. Sora mă ruc, am venit până la cință, mă duc și mă duc că eu nu-i singur. Am venit acasă, zic, cântăm și ne rugăm că să încheie jertfa animalelor. Și am zis și carcea, o carce de la prajile bădiță, din Răbișoara, ciperită. Am zis carcea e așa, s-o zis și cântarea asta. Iisuse, Iisuse, primește-mă la tine, că și eu vin din dureri și suspin. La tine, dar la tine, Iisuse, eu voi veni, pe brațul tău mă voi odihni. Și am cântat cântarea amândoi. Ia cu era canapea, că-mi băgase și e cald. Și eram acolo, i-am dat Biblia, zinaje cerce. O zice, vezi ce să zice, zice, cerce nouă și zice, că zice pe un sfert. Și le-a zicit într-o epistolă plângând versetile. Le-a zicit. Și m-am plecat pe jinge acolo să mă rog și el se roge acolo în pagă, zic ce scula. N-am apucat, am rugat nici eu cuvânt, când o zis bani, mi se lasă rău. Și am sărit la el, m-am zglat pe genunchi, era scăpat capul peste perină. L-am răcicat înapoi, era numai sudor reș. Baini rău, baini rău, zic ce-i baiul, baini rău. Am lăsat, am fugit repede aia și am strigat la sora lui, care sora aici în spate. Bine și neva. Am strigat de voi și în cel cât am putut, nu m-o zi nimeni. Dar auzit de la grar și o băiată și-o pușit în casă pe lăsul. Am venit el, tău, bai, mireu, am gersit geam, am strigat la soră mea. Nu m-a auzit. Dar eu spus cineva și la soră mea, trece pe, cu carul pe bal. Aici niște domn care avea stupci, s-o coborî de mașină, m-a auzit strigând, o zis, doamna ctăpată, mă, Ilean, hai merem până în casă, că strigătul lui Lucrița nu-i bun, o zis. M-a auzit că strig așa tare. Când am intrat în casă, eu mă luptam cu el singură. Și au zis, ce faci, tante Lucrița? Dă-și să pe Jezu cu ce-i s-o lăsa râu. Fata era consilieră la primărie, o scos telefonul, suna despinsariu. Intra și aia
Băi, tai la graj, eu vizit în casă și-a venit tața cu o fată, sora mea a venit și el, l-a ridicat pe șezut. Sora mea cum face masaje, dă să-l masaje, dă-i. El a zicat că mea așa, aia și-l dăm și eu prin să-i albestrie aici, sucep, și mi-a luat mâna, au zis, nu da. Și n-a căzut nimeni cu el așa, au zis, la vreme, lăsați-mă pe perină. Eu am stăt sora mea, mă, Măriu, că moare. Mă bine și e că moare, dar să mă corăjează pe mine, o stați că nu moare. Și cu orice gerșit, uitându-se la noi, ăsta-i fost ultimul cuvânt, s-a dus la cele veșnice. Și așa au fost, frații. Și uți că Domnul a găsit gata prin prajile capă și lucrare. Uți că Domnul a găsit gata și vrea să-l duc acasă. Și după ce l-am îngropat, au venit prajile marțara abia în stăruință pe rândul căs atunci cât trăiau. Și când s-a mai venit rândul să șie la mine, au căzut zoagea Ilie proroc și era sărbătoare și au venit prajile vreme, era soare. Și aici la trept sunt prajile Emil de Răban, cam azbarul trecut la Domnul. O zis, soră Lucreță, să spun și Virginia, mă bucă-mi predica prață în ocul la soțul tău, spune. Și-a părut la cine în ocul o clăgire atâta de mare, era plină de popora Domnului. Și zice, și-a părut omul tău la ușă, s-a gerșit ușa și-a intrat în poporul și la mult până la jumătate. Și zice, așa i-am auzit glasul, am ajuns la bine și milostenia m-a ajutat să ajung aici. Și avem o nădejde că ne-a întâlnit acolo, ne mai despărți. Dar nu-i simplu, numai dacă Dumnezeu ce întărește, dar nu-i simplu, nu. Din 2006 s-a aici la Pol de Munți, o sprață pe nu ce ce e, păi că am găsit scris că o să el e apărătoriu nostru, păi dacă el m-a apărăcins, mă ce e. De dimineața mă trezesc și mă rog de 10 ori și mulțumesc Domnului că nu a venit să-mi spargă casa, să mă bată. Și s-a mai făcut odată ziua și mi-a uitat să mă mai regic în capul oaselor. Și mă duc pe aparată rugându-mă pe trepță. Și ta simt o legătură cerească. Și se merită să slujim pe Dumnezeu, mă prați, că nu mai ești ce mult. Mai cântați? Vă mai aud vecinii pe aici? Mă uit la mănăstire la un kilometru. Era la soră, mi-a jovit una, s-a lovit la o mână, ce capisola de culierni. Eram acolo încălzată cu 8-5. Sora mi-a zis, ce sora mea, ce stă din colgea, ce ia cânt așa frumos acolo, ce auzi de acolo la mănăstire. Eu și pe tren, dacă mă duceam cântam. Am la Timișoara, la Săcălaz, a murit cumnatul de acolo și cu nepoți de-a mie pe tren, noaptea pe accelerat, tătățul pus să culce. Păi eu cum mă dor, ce oare n-am tot învățit acolo, îi durmea și eu cântam. Când am intrat înapoi, era ziua. Am ieșit pe colori și la latrin, m-am prins de șirul și la geam și am început cântarea asta. Cât de aproape ești tu, Doamne, de cei care plâng, cu inima întristată, doborâtă la pământ, din cuvânt din care cea sfântă, Doamne, am aflat că ești tu bine plânești coșila care trece apăsat și necazul de pe umeri. Doamne, tu el pui și ți-a pleci ca să-i duci crușa. Tu, Iisus, în locul lui, eu am căutat pe Domnul și El mi-a răspuns din necazurile mele, m-a scăpat Domnul Iisus când eram în suferință. Tu m-ai ajutat, ai stat mereu lângă mine și mi-ai șopcit neșita. Nu ce ceme, nu ce ceme, în încercarea grea am să fiu mereu cu cine
Gine cazuri ciui salva. Iam să fiu mereu cu cine. Gine cazuri ciui salva. Amin. Și când tine acolo, gipișea ușa din alt coparte merge, nu mai știu, și ta doamnă să meargă la baie. Eu m-a lipit așa de geam să-mi cabă, doamnă, dar eu cântam. Să întorc doamna înapoi, avea un obraz așa în plat al bestinului bice cu uciu. Și-a intrat acolo, doamna, cu parte merge, unde a ieșit. De acolo ești o nepoată de-a mea, o zmătușă. Hai acolo cu noi, păi ce să vin, măsabită? Zice, două doamne acolo, zice, când ai început să cânt, sună numai să cântă. Că de trei ori umblată operată la obraz până amu. Nu vin, măsabită, că nu vă păstrâmtorez, stați că stau și cânt. Și din capătul vagonului, un grup de cineri, băi, spătuți, așa, pe color acolo. Și-a început să țuiască, să râdă, să vorbească lucruri. Și nu trebuie vorbice, era începar ce de dânsă. Vă bajocoreau, râdeau de dumneavoastră? Nu, erau coale lor. Eu mai tam așa la ei, cu ochi plânge lacră și am început așa să cânt. Ce dulce viața cu Iisus, sub jertfa lui când ce apleci, ai vrea cu dânsul să rămâi în veci de veci. Ce dulce viața cu Iisus, sub jertfa lui când ce apleci, ai vrea cu dânsul să rămâi în veci de veci. Când rătășești nefericit și viața-n chinuri ți-o petrești, gel chemd pe Domnul de alin în veci de veci. Când rătășești nefericit și viața-n chinuri ți-o petrești, gel chemni pe Domnul de alin în veci de veci. Ge stai într-un bord de sărac, prin mege greutăți să treci, gelai pe Domnul, ești bogat în veci de veci. Ge stai într-un bordei sărac, prin mege greutăți să treci, gelai pe Domnul, ești bogat în veci de veci. Poți să pierzi averi și ranguri, tot bogățeigi pe pământ, dacă n-ai pierdut credința, însă n-ai pierdut nimic. Și poți să pierzi averi și ranguri, tot bogățeigi pe pământ, dacă n-ai pierdut credința, însă n-ai pierdut nimic. După chip cunoști o floare, pasările după cânt, aurul după culoare și omul după cuvânt. După chip cunoști o floare, pasările după cânt, aurul după culoare și omul după cuvânt. Iisus, fericirea mea, o suplece, o nu uita, el bucurie îți va da în veci de veci. Iisus, fericirea mea, o suplece, o nu uita, el bucurie îți va da în veci de veci. Și când am gătat cântarea, nu mai pot și-o întâlne pe color, tot s-o pășit în compartiment.
Eu cântam cu ochii plini de lacrimi, uitam la ei, așa era de pace. Dar nu i-a spăzit deloc. Dar nu mai pot niciunul tot să fugit înapoi. S-au rușinat. Rușinat. Dumneavoastră ați predicat cântând. Era aici, dincolo de eu, un fotograf din St. George, are parte în străinătate, și-au bani, și-au cumpărat, l-au și-au făcut o clădire aici. Și oamenii plăcesc bine, aici se distrează, cine, ce două zile, sâmbătă, vineri, sâmbătă, duminică. Și eram într-o sâmbătă marță la cumnată, au zis cumnată, măi, Lucreță, păi tu ai auzit și-o poți stați noapte aici, ați era la patru și nu eram dormiți. Păi zice, că voi aveți termopane, dar mie pot să-mi spargă capul. Și se ia seara, sâmbătă, iar început așa. Și am sărat. Băi, să ocupă să mă duc să mă spăgie, să spăcăită. Am găsit pereastra și am început să cânt. Într-ațobie în casă, am stâns becul. Și am început să cânt cu cânte o tare. De dorul tău, al meu, eu cânt, eu cânt geapururi, căci tu mă asculți glasul meu, mă mângăi tu geapururi, căci chinul și durerea grea s-ori cerge pe veșie. Și cu nuna și îmi vei da, nu-mi va lua o nimeni. În valea unii vrei cu dureri, mă ne cred mereu în cine, căci tu-mi dai spinice, mângăieri, mă aperi geurgie. Ce vin purtuni asupra mea, mă iei tot lângă cine, căci tu mă aperi pe pământ să ajung în veșnicie. La pieptul meu e chipul tău, și jolnicoi dorință să lucru în Sionul Sfânt și să am biruință. Și mă place, am gătat cântarea primă și am șeput a doua și am șeput a treia. Și când mă înșimba acolo pe la boc să mă auză cântând, dar mă înșet. Și am cântat a patrulea cântare și am cântat a cincilea. Și când am cântat a șaselea cântare, nu mai suna și o boxă. Și în ceea zi, duminică, mă duc la cumnată, au zis, mă, Lucreță, pas noapte nu a fost așa. Păi mă, mă, de nezu, cu ce și-am făcut? Să mă duc acum să mă spăgesc, că-s pocăită, ca să cânt. Da, păi, nu mă desprețiți, eu vă spun experiențele mele cu Dumnezeu. Dar cum era viața mai de mult? Și așa în lume era mai greu, dar și în biserică, cum era biserica mai de mult? Și cum? Ne țineam mai de frață bătrâni când am venit la pocăință. Eram tot la zile de post. Eram frate Câr, cu Alexandru în câmp, cu oile ăsta. Numai el era din familie pocăi bătrâni. Și am hotărât frață jertfă de trei zile necurmate, cu zi cu noapte acolo. Frață presbicerii, frate Simeon Alexe, frațele Iacu Pătrașcu, frate Nicolae Pop. Și ne-am dus acolo trei zile și trei nopți am stat și ne rugam cu zi cu noapte. Și era pământ în casă. Era pământ. Ce unul care era mai obosit să merg mai așa. Și când ne plecam pe genunchi, auză Harul Dumnezeu, dată era așa și la pe genunchi. Să rea obosala. Dar când coborăm de acolo, de-abia coborăm peste războră. Erați obosiți, erați înfometați, slăbiți? Era ce frațile acolo cu zi, că dacă zicem o fire, mă nervuri, să ne certăm, să ne spăgim, să ne punem trei zile pe post, că vezi gen ce tu congrei. Păi așa era. De-abia coborăm peste războră de acolo. Atunci posteați mult. Da. Toți frații obișnuiau să postească. Da. Și a zis că și animalele. Păi și amul le pun pe post. Da. Și mă duc la adunare de ce ori și
le bag seara de mâncare și dimineața mă duc și le încredisez în mâna Domnului și când mă duc în graje, când vin la adunare și de ușa să uită la miezul, pașa Domnului, Domnul să vă primească jertfa pe altar. Și să lege mâneca de cu poptă. Păi dacă și ninibea le-a pus odator din împăratul. Eu așa fac. Deci acum mă obișnuiesc, chiar la vârsta asta postiți și acum. M-am miercuri, am încheiat jertfa de 10 zile și am șeput alta, mă. 10 zile? Da. Mânca seara sau? Da. Seara. Și am șeput alta. Alaltă, când am șeput asta, s-a găsit Biblia la Daniel, capitolul 6, a fost că Daniel în groapa cu leii. Dar l-a salvat Dumnezeu dintre lei. A fost ușor. Oare de ce v-a dat Dumnezeu cuvântul ăsta? Vin vremuri grele și peste noi. Păi să și crezi. Păi că tu s-a suferit înaintașul nostru, pe noi am scăpat. Păi vrem să ieșim cu dinși. Păi nu și-o primi răsplata. Ne așteaptă și pe noi. Că strigă răzbunarea sub altar până când stăpâne zăbovești. Să răbun sângele noastră pe lecătorii pământului. Că li s-o dac ce o aină albă. Mai așteptați puțin până s-a împlinit numărul tovarășul și care au să moară ca și voi. Doamne să ne întărească. Unii zic că nu vine suferință. Ne răpește Domnul și nu suferim deloc. Ce credeți? A zis că până cazul și-a venit pe pământ, n-o poți zechini lumea și nu va fi. Dar auzi că dacă n-ar scurta Dumnezeu și le nască pe anime, dar auzi că din prișna și lor aleși, acelea zile din acas vor și scurtace. Și am stăpras, păi hai să ieșim din trașia. Hai să ieșim din trașia. Ce aleși? Ce aleși? Ne facem parțea. Mi-am zis câte praț. Păi zic, piurul Dumnezeu a venit din șeri. Când s-a pus așa întrebare în șer și ne-a zis pe pământ să răscumpere o mine, că s-a făcut așa rege aproape jumătate de șase, nu că s-a găsit nimeni. Și-a zis Ioan în insula Patmos și-am plâns mult când s-a găsit nimeni să ia carcea să rumpă peșețele. Și așa 24 de bătrâni au zis, nu plânge, că s-a găsit leu din sămânția lui Iuda. Domnul Iisus a zis că în sulu cărți este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Și am zis că a venit Domnul Iisus din șeri, printr-o peșoară, s-a născut, nu în palat, într-o iesele. Că dacă se nășcea într-un palat, noi oameni de jos la pole munță, nu ce mai ajunge. Și zic, de la iesele și pune pe Golgota și-a făcut Domnul Iisus. O iertat, o înviat, o vindecat. Și care splată, întricuie. Zic, pentru cine că nu a fost vinovat? Zic, pentru mine și lumea întreagă. Și sângele lui Domnul Iisus a putere să spele păcații întregi omeniri. Și apă nu se merită să ne smerim, să ne pocăim. Păi el e modelul. Păi el e modelul. Zic, smerenia ce înalță, smerenia în cea slavii. Mi-ați povestit la început când am venit că ați fost într-o misiune, o singură dată în viața dumneavoastră ați plecat de aici și ați fost într-o misiune. Toată viața ați locuit aici. Dar ați fost odată când ați fost într-o misiune. Unde ați fost? După aceea misiune ne-am mai dus. Am pus prin Suceava, am pus-o în arbore. Într-o biserică în arbore, are după masă. Și eram încălțată copcii și am mers în misiune. Era iarnă. Și atâta lăsa Dumnezeu har și bucurii. Dar știi ce, mă, praț? Cuvântul lui Dumnezeu trebuie trăit. Trebuie trăit și împlinit. Într-o zi îmi vine să zic tatăl nostru Pinocul. Și-l zicem, așa îmi vine să-l zic. Tare să se audă. Și cu jetana cuvinte și zicem, Doamne, păi ajută-mă să-l împlinesc, că dacă îl împlinesc, mi-e sigură mântuirea. Când era Domnul Iisus pe pământ, a întrebat ușenicii, Doamne, învață-ne, cum să ne rugăm? Păi Domnul Iisus a învățat tatăl nostru. Doamne, să ne bine ajutori, să trăim pocăința. Că atunci am primit răspuns la tăcere, că aici ne par lucrurile greu de le înțelege multe ori. Dar atunci când Domnul Iisus a încinge și ne-a șterge lacrima din ochi, ne-a lăsat să mai plângem. Și atunci am zis că n-am suferit de ajuns pentru bucurile și despre găsiți acolo. Și apoi am zis, stăpâne, pe ce ne trebuie? Păi dacă ne trebuie să locuim, să mblăm pe străzi de aur, păi ce ne trebuie aici mândrie? Păi ce ne trebuie? Păi că dacă ai ce mânca și ce îmbrăcat, sunt ajuns. Și dacă dai două haine, una s-o dai, păi mă, cât ce avem? Pentru ce v-ați bucurat cel mai mult în viață? Care au fost bucuriile cele mai mari pe care le-ați avut? Când ai legătură șerească cu Domnul. Când ești vești pe cu inimă înainte a Domnului, ai o liniște suplecească și să faci o legătură cu șir. Eu mă trezesc noaptea, nu poți dormi de ce fereastra. Și Domnul te-ți veșide.
Și așa ne s-a dat, bine să mă rog, și mă rog, i-am îngerțit noaptea. Și primesc ce cere de rugăciune și mă soțește Duhul Sfânt și Harul Dumnezeu. Și mă rog tare și sunt așa că pare că se deschide șeriu. Și toți câinii se scolă și bat și eu mă rog în pereastră. Și necazurile mai mari când au fost? Când ați fost mai necăjită? Păi m-au fost când am plecat soțul meu la Domnul, că n-a fost simplu. Nu asta m-a ținut, că a zis că după ce a trecut soțul la Domnul, a venit un frate în vârge al lui Pradiu Nicolae Pop, era presbiter. Și cu două surori și câțiva frați și ne-a plecat pe genunchi și printr-o sură așa și am avut lucrarea pe medici în casă. Sprijinește pe brațul Domnului, că brațul Domnului e un braț puternic. Că dacă bei pași așa, însă dau bucurii prin Duhul Sfânt, ori întrece, tăce bucurie aici pe pământ, ca să te poți întâlni cu cel ce-a plecat. Și avem o nădejde că acolo ne-am întâlnit și nu ne vom mai despărți. Mă, Domnul să ne ajute să ducem lupta până la capăt. Domnul să ne întărească. La adunare mai puteți merge? Mă duc, mă sâliet, o, mă sâliesc, că duminică nu m-au ajutat pe cele, au venit o nepot până în ocolză. Dar Vasile, nu mă zizi, da. Tot m-am sălit, am păzit adunarea. Că era o cântare să cânta când ai la pocăință. Ascultai ce spune Pavel în epistolă la evrei. Nu părăsiți adunarea cum au unii obișei. Am sălit. Plecam iar de aici, a 7 km, era numai biserica cu apă în Sfânt George. Și era ziua bine când pleca, ne pășeam o oră și 20 de minute pe jos, 7 km. Și soseam primii. Și dacă nu era ora 9, să înșeapă ora de rugăciune, cât eram, cântam o cântare, un frate ce cer, ne plecam pe genunchi, ne rugam și pășeam stăruință. Până veneau ceilalți. Da, până s-a adunat să începe ora de rugăciune. Nu stăm că să bobim gicelar, gicelar, pe genunchi. Aia ți-a ne țin. Să ne ținem pocăință, Domnul să ne binește. După am vorbit pe mult, iertați-mă, dacă am greșit, v-am supărat cu ceva. De aceea am venit ca să vă ascultăm. După trebuie să spune experiențele noastre cu Dumnezeu. Avem o frică în noi, așa, că și ne iese din gură, și vorbim, și ata ne cemem să vorbim, ori să vorbim de cineva, să judecăm, ori să nu. Așa erau toți din adunare sau numai dumneavoastră? Pe care vrea să pocăiască, pe și așa. Deci era o frică. Era o frică. Doamne Iisuse. O să era jertfă acolo sub geal, unde s-a început pocăința, de la stațiune la geal. Și o zis că vinte îmi place din mai, avea darul de subirea duhurilor. Și îmi place din luntru, l-a văzut pe grădină cum bine și o să zis bine gâșitoriu. Frații au intrat, s-au plecat pe genunchi, s-au rugat și au ieșit lucrare. Și a zis, bărbace, că vine gâșitoriu, sfârșitul tău nu s-a și bun. Și-au căzut din pocăință. Doamne, să aibă milă genoi. Să și mame cu frică al Dumnezeu să ne cutremurăm și să nu păcătuim. Să nu păcătuim. Cum și tragi la răspundere. Mine frați la Hunedoara, era cortocul ne pot în rung. Și cânta brața și ea, și refrem ușa mânului. Domnul nu te va întreba de păcatul altuia, vei răspunge pentru al tău păcat. Vei răspunge pentru al tău păcat, când de Domnul vei fi întrebat. Aleluia, sanale. Ata să faci o legătură șerească, Domnul să ne ajunge. Cântați mult și acum? Uha! Când, dacă mă duc la geal să-mi dau la oi, mă pun acolo, pe ce pun apă la oi, mă pun și cânt și apă bine, vale. Câte cântări știți? Nu țin minte ce știu. Aici ați bătris ce ceva, mai am văzut centra alta, mai am alta începută și pe harpile. Deci știți sute de cântări și le știți pe de rost. Mă nu le știu ce-ar tăce, dar când o înșep și vine memorie. Beneți voi și osteniți la Domnul, la Domnul,
să-i aduceți lui jertfă inima. Veniți-vă lepădați tot ce ce să-i urmați Domnului Sfânt în dreptace, în dreptace. Hei, urmați celui ce ne-a zis prin cuvânt, prin cuvânt. Cel ce vrea să-mi slujească, să-mi urmeze, să-mi urmeze. Că și acolo unde o fi eu, în părot, în părot, acolo fie serbul meu încurunat, încurunat. Suferință a Iisus și cruce, și cruce. Glorie acolo sus în mărire, în mărire. Dacă credincioși vom fi noi în tot ce, în tot ce ne-a luat Iisus de-aieșa la sine, la sine. Zicând vino serbul meu, crede-nșus, crede-nșus. Peste puțin eu ai fost, aici ajuns, aici ajuns. Peste mulțe ce voi pune acolo sus, acolo sus. Ena mea împărăție cu mine, cu mine. Iubirea Domnului fie tot cu noi, tot cu noi. De-acum până-n veșnicie, tot cu noi, tot cu noi. De-acum până-n veșnicie, tot cu noi, tot cu noi. Amin.